Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne regăsim la emisiunea Realitatea în politică, ca în fiecare seară, luni, vineri, începând cu ora 21:10. Subiectul zilei de astăzi este campania electorală și românii din străinătate. În mod evident, însă, și politica internă ne interesează cu mare ardoare, mai ales că au apărut și astăzi reacții în legătură cu eșecul moțiunii de cenzură de ieri. Președintele României a susținut o conferință de presă în care, așa cum ne-a obișnuit în ultima perioadă, a criticat dur Partidul Social Democrat, ca și cum dânsul ar fi în campanie electorală la aceste alegeri locale care vor avea loc în data de 27 septembrie. Însă, nici nu mai știm ce să înțelegem din atitudinea care, practic, se manifestă în mod pregnant în legătură cu politica Partidului Social Democrat, a opoziției la modul general, în contextul în care știm bine, după ce guvernul Dăncilă a fost demis prin moțiunea de cenzură introdusă anul trecut în octombrie, noul guvern, guvernul PNL-PMP, deși din guvern nu fac parte membrii PMP, ci doar din anumite instituții ale statului, funcții de secretar de stat, subsecretar de stat, și prioritatea lor, sau a președintelui mai clar, erau alegerile anticipate. Ulterior însă a intervenit în mod neașteptat și de nedorit pandemia de coronavirus, deși, și am mai spus-o de fiecare dată, era evident că va pătrunde în Europa după ce în unele state unde sunt foarte mulți cetățeni români, mă refer în Italia, peste 1 milion de cetățeni români, în Spania, în Germania, Marea Britanie, atunci situația devenise scăpată de sub control din punct de vedere a efectelor coronavirusului. Nu am luat măsurile care se impuneam, nu am luat măsuri preventive, ne-au luat prin surprindere pentru că am tratat, zic eu, cu inconștiență, mă refer la nivel de autorități statale, efectele pe care le-ar putea avea în România aceste pandemii, această pandemie. Și în data de 15 martie, președintele României a instituit starea de urgență, prelungită apoi, în data de 15 mai, după cum știți, în 15 aprilie, și ulterior ne aflăm în stare de alertă. Însă, restrângerea unor drepturi sau unor libertăți, pentru că este foarte importantă aceasta din punct de vedere al modului în care au fost tratați românii din străinătate în acea perioadă, în contextul în care se apropiau sărbătorile pascale, iar potrivit Constituției, la articolul 53, articol care, am spus-o, o spun din nou, nu a fost amplu prezentat de autorități pentru a înțelege cetățenii români în ce bază le sunt restrânse unele drepturi și libertăți, spunea foarte clar și spune, bineînțeles că e în vigoare, exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, prevenirea răspândirii unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav, desfășurarea instituției penale și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Dar, aliniatul 2, foarte important, restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să nu fie aplicată în mod discriminatoriu și trebuie să nu aducă atingere existenței drepturilor sau libertăților. În contextul moțiunii de cenzură însă se preconizează în acest moment ca să, odată ce a început sesiunea ordinară, a doua sesiune parlamentară, ca fie să se reia votul și dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, după cum știți, ieri s-a întrerupt din cauza lipsei de cvorum, trebuiau să fie 233 de parlamentari prezenți în plenul Camerelor Reunite, au fost numai 226, sau să fie introdusă o altă moțiune de cenzură, așa cum prevede Constituția. Dar aici vom reveni pe parcursul emisiunii cu alte aspecte. Deci, ne aflăm în plină campanie electorală și în această seară am doi invitații. Unul candidează, unul nu, la alegeri, pentru că domnul Victor Ionescu este în acest moment un foarte bun specialist în problemele românilor din străinătate și colaborează cu revista cu Știri pe Surse,
Bună seara, domnule Victor Ionescu, și a fost secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, minister care, din păcate, nu mai există, dar revenim și, practic, o să discutăm pe larg despre acest aspect. Și, nu în ultimul rând, domnul Tudor Tim Ionescu, care face parte din ALDE și este candidat la primăria sector 6 București. În ultimii 4 ani, consilier general în cadrul primăriei municipiului București, o amplă activitate instituțională în cadrul primăriei, pentru că nu a lipsit niciodată la vreo ședință de Consiliu General, participare 100% în cele peste 70 de ședințe și mai mult decât atât, 45 de proiecte de hotărâri de Consiliu. Deci o activitate, pot să spun, laborioasă, nemai întâlnită, face parte din tinerii entuziaști ai generației de astăzi care vor să implice o altă linie politică. Și aș începe cu dânsul, în primul rând. Ce părere aveți despre eșecul moțiunii de cenzură, situația actuală politică, pandemie, de exemplu, cum a fost practic de către autorități, cum a fost pusă la punct, din punct de vedere economic, din punct de vedere legal, situația statului român în contextul în care s-a adoptat starea de urgență? Aici am spus de nenumărate ori încă de la începutul acestei situații că România, din păcate, guvernul României a adoptat o poziție nemai întâlnită la nivel internațional, și anume după ce 2 luni de zile am avut o stare de urgență în care practic n-am putut să ieșim din casă și în care s-a creat o falsă iluzie și o falsă impresie că guvernul gestionează bine această situație, evident, oamenii fiind închiși în casă, nu putea să se răspândească virusul. A urmat, țineți minte dumneavoastră, dar readuc aminte telespectatorilor, cele 3 zile de vid legislativ din cauza incompetenței și lipsei de profesionalism a acestui guvern, care nu a fost în stare să vină mai repede cu o propunere de lege de stare de alertă, și în momentul în care au propus-o, ea intrând în vigoare la 3 zile după publicarea Monitorului Oficial, și au fost acele 3 zile de vineri, sâmbătă și duminică în care practic toată lumea a putut să circule liber, după care am avut starea de alertă, unde într-adevăr am putut să vedem capacitatea, cu ghilimele de rigoare, de gestionare a acestei situații din partea guvernului. Acest guvern în continuare refuză să aplice schema extrem de simplă pe care o aplică țările din vestul Europei și care iată că a dat roade în sensul unei stagnări și chiar descreșteri a numărului de persoane infectate, și nu doar număr de persoane infectate, ci și număr de persoane decedate și internate la terapie intensivă, pentru că aceștia sunt cei doi parametri esențiali, nu doar infectările, ci internele la terapie intensivă, respectiv numărul de decese. Cei 3 pași sunt extrem de simpli și niciunul nu a fost respectat de guvernul României. 1. Testare masivă și gratuită. Nu am avut testare masivă, noi n-am reușit să depășim 20.000, 21.000 de teste pe zi în zilele cele mai bune. S-au ajuns chiar numai departe de săptămâna trecută la 8.000, 6.000 de teste. Al doilea aspect, adică tot în acest prim pas, testare masivă și gratuită. În România un test costă între 340 până la 520 de lei. Dacă ne uităm în vestul Europei, vom vedea larga majoritatea țărilor care fie oferă gratuit aceste teste către populație sau sunt decontate de casa de asigurări. Ori în România, unde, și știm că segmentul cel mai vulnerabil în fața acestui virus este cel în etate, persoane de peste 65 de ani, să spunem. Au imunitatea scăzută. Și când stau să mă gândesc că trăim în România anului 2020, unde 1 milion aproape de români trăiesc cu o pensie de 704 lei și 2 milioane de români trăiesc cu o pensie de sub 1000 de lei, asta înseamnă că un test, care el oricum trebuie repetat, poate ajunge până la jumătatea din pensia lor. Deci asta este primul aspect. Al doilea, care conferă unicitatea abordării și eșecul abordării din partea acestui guvern, a fost izolarea coercitivă. În toate statele din vestul Europei s-a procedat la o izolare consensuală. Te duceai, erai testat, ești pozitiv, perfect, te duci acasă, stai 14 zile, noi îți plătim salariul, dacă ai ieșit, te-am amendat, dacă nu, ne vedem peste 14 zile, multă sănătate îți dorim. Facem un alt test. Așa e. În România, sub incidența codului penal, s-a procedat la o izolare coercitivă care
a generat ce? A generat o temere din partea cetățenilor de a fi testați. Boilul, atât. Exact. Asta a fost. Niciunde pe planetă nu există niciun stat, există doar în India câteva, India fiind un stat federal, câteva state din două sau trei care au aplicat ceva similar. Dar este o situație cu totul diferită acolo. Și al treilea pas, care de asemenea nu a fost respectat, a fost amendarea drastică a celor care nu respectă această izolare. Ori noi ce am văzut? Am văzut plecând de la un prim-ministru care ignora prevederile pe care ne spunea să le respectăm. Am văzut un președinte, făceați referire la dumnealui care chiar la summitul Consiliului European era fără mască. Am văzut un ministru al mediului din acest guvern care a făcut o întâlnire cu activul de partid în spațiu închis la Iași și ne-a explicat cu nonșalanță că de ce să poarte mască, că e cald. Păi îl invit pe domnul ministru Costel Alexe să meargă cu mine cu transportul în comun la 35 de grade și să vadă cum te simți cu masca pe care trebuie să o porți. Deci niciunul din acești trei pași nu a fost respectat de acest guvern și din această cauză suntem în situația în care suntem. Atenție, la nivel european, la nivelul Uniunii Europene, avem cea mai mare rată de infectare. Cea mai mare rată de infectare în ultimele două săptămâni este în România. De asemenea, ieri am ajuns la un record, 60 de persoane decedate. Foarte și mult. Cu pași absolut îngrijorători de rapid, ne apropiem de limita superioară a capacității de internare în terapie intensivă. Suntem peste pragul de 500 și numărul de paturi estimat, pentru că și acolo au existat bâlbe, da? Odată erau 2000 de paturi, după aia erau 800, după aia erau 1400, nu se știe, dar ne apropiem de o capacitate maximă și atunci, într-adevăr, începe să fie... Ar trebui amânate alegerile, nu mai putem face asta. Și în calitate de ales local, da? Dar și de candidat pentru primăria sectorului 6, eu am spus de la început că aceste alegeri nu trebuiau să reprezinte prioritatea acestui guvern, ci gestionarea acestei pandemii și acestei situații și, într-adevăr, în momentul în care ajungeam la un platou, la o stabilizare și la o descreștere, la un trend descendent, dar confirmat pe o săptămână, două săptămâni, trei săptămâni, să putem să ne gândim la organizarea acestor alegeri locale. Văd o preocupare mult mai intensă din partea guvernului pentru racolările de primari. Exact. Din partea PSD, racolările de și deputați, pentru că făceați dovada anul trecut, ce s-a de parlamentari, și o preocupare mult mai mare pentru aceste alegeri decât, de exemplu, ceea ce pe mine mă preocupă mult mai mult și eu vin la dumneavoastră la emisiune venind chiar de pe teren din Parcul Drumul Taberei în sectorul 6, unde am discutat cu foarte multă lume și una din întrebările cele mai frecvente pe care le-am primit și astăzi și ieri și în toate aceste zile, ce se întâmplă cu școlile? Cum se deschid școlile? Trebuie copiii să poarte mască tot timpul? Cine își poate imagina că un copil de 9 ani de zile, care se va reîntâlni după atâtea luni cu colegii lui și cu colegele sale, va sta 6 ore cu o mască sau să o schimbe după 3 ore, pentru că așa ne spune experții și doctorii că trebuie să o schimbăm la 2-3 ore, și vor sta acum la 2 metri distanță cu panourile de Pepsiglas ale doamnei Anisie. Nu știm efectiv ce se întâmplă. Știm însă că nu există măștile și nu sunt livrate, și chiar firma care a câștigat contractul de licitație a anunțat că nu poate să livreze în timp util toate măștile. Nu avem tabletele pentru elevi promise de Ministerul Educației. Nu avem o pregătire din partea Ministerului Educației a cadrelor didactice. Pentru că, atenție, să ții un curs online nu înseamnă doar să fii capabil să deschizi un laptop și să trimiți un mail. Înseamnă o pregătire, înseamnă o minimă informare, înseamnă niște elemente pe cu care nu toți profesorii sunt familiarizați în acest moment. Lucru pe care chiar sindicatele profesorale îl reclamă. Deci am avut 6 luni de zile, din martie până acum în septembrie, în care Ministerul Educației s-a preocupat de cu totul și cu toate alte lucruri. Să meargă doamna ministru, țineți minte, cu presa după dumneai în școli, să stea să asculte cu borcanul la, sau cu paharul cu ce asculta la ușa sălii de clase, să vadă dacă o prinde pe doamna învățătoare cum vorbește mai tare și să intre peste dumneai și să întrerupă cursul. Orice mai puțin o preocupare pentru aceste lucruri. Eu, în calitate de candidat, am fost nevoit în toată această perioadă să ies să strâng semnături.
acel 0,5% din numărul de alegători, să interacționez cu cetățenii, să vorbesc cu ei, să păstrez normele de siguranță și de distanțare fizică, toate aceste lucruri pe care nu înțeleg de ce a trebuit să le facem acum. Puteam foarte frumos să mai amânăm cu câteva luni și ne continuăm mandatele prelungite, pentru că eu în acest moment, la fel ca toți colegii mei aleși locali din București și din țară, că vorbim de consilieri locali sau de primari, au o prelungire a mandatelor cu 6 luni de zile. Da? Mandatele noastre au expirat de iure și de facto, de fapt, în luna iunie a acestui an, dar ele au fost prelungite cu 6 luni de zile din cauza acestei situații extraordinare. Deci această ambiție pe care ați relevat-o și dumneavoastră, țineți minte, în luna februarie și martie a acestui an, când toată lumea, peste tot, se panica în mod absolut justificat, cu explozia și cu răspândirea extrem de rapidă a acestui virus, aveam un președinte care ne spunea că este o simplă răceală, că nu trebuie să ne alarmăm și că alegerile anticipate sunt extrem de utile și de benefice și că ele sunt, de fapt, rezolvarea tuturor problemelor. Iată că s-a confirmat că nu este cazul. Corect. Domnul Victor Ionescu, pornind de la ceea ce dispune Constituția României, și anume, despre românii din străinătate, în mod evident, spune foarte clar la articolul 7. Așa ar trebui să se întâmple. Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Mai mult decât atât, la articolul 17, românii din străinătate, spune că românii din străinătate se bucură de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția acelora care nu sunt compatibile cu absența lor din țară. Nu întâmplător foarte multe și la articolul 25, la libera circulație, unde spune că dreptul la liberă circulație în țară și în străinătate este garantat, fiecărui cetățean este asigurat dreptul de a stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Am spus mai devreme de articolul 53, restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți. E adevărat, prima preocupare a guvernului, deși nu ăsta este scopul emisiunii noastre, a fost ca să desființeze Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și să-l transforme în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, conduși de un secretar de stat, departament aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului. În primul rând, pornim de la această etapă a desființării și transformării Ministerului într-un departament, în condițiile în care dumneavoastră atunci ați elaborat o strategie foarte importantă pentru românii de pretutindeni. De asemenea, în anul centenarului, și țin minte bine că am fost acolo la Ateneu, ați lansat o carte, ați premiat români din străinătate care au avut, și nu numai români, personalități din străinătate, care au desfășurat o activitate deosebită în materia identității naționale a limbii române, pentru că pe lângă Ministerul pentru Român de Pretutindeni aveam Institutul Cultural Român, Institutul Limbii Române, alte autorități, istoria afacerilor externe, care contribuie în mod evident la întărirea legăturilor cu românii din afara granițelor țării. După ce discutăm despre acest aspect, vreau să-mi spuneți cum au răspuns românii din străinătate în condițiile în care ei își doreau foarte mult să vină acasă, cum i-a primit statul român și cum le-a rezolvat problemele, fiindcă în turul 2 alegerilor prezidențiale, 1 milion de români au votat în străinătate. Considerând că au avut 3 zile la dispoziție, știți bine, au votat prin corespondență un număr extrem de mic, dar în special în ideea că ei își doreau să vină acasă la familii, în străinătate nu mai puteau, pentru că nu, decât 800.000 de cetățeni români în străinătate sunt posesori de pașapoarte CRDS și prin urmare se bucură de asistență socială și de asistență medicală, odată ce acolo pandemia e izbucnită, știți bine, Italia, unde sunt cei mai mulți români, 1.200.000, într-un mod fantastic, deci ei cum puteau să primească asistență medicală în condițiile în care nu erau înregistrați, deci practic ei veneau acasă, nu aveau altă alternativă. Vă rog. Bun, haideți să luăm puțin tapizat. Apropo de situația defunctului minister pentru românii de pretutindeni. Haideți să ne aducem aminte totuși cum a căzut guvernul, cine a contribuit în mod direct la căderea guvernului. Pentru că majoritatea parlamentară era una destul de stabilă,
Dar anumite negocieri de culise, să zic așa, au dus la căderea guvernului, dovedindu-se ulterior că cei care au sprijinit căderea guvernului și-au luat o mare țeapă, vorbind pe românești. Pentru că vedem astăzi partidele acelea sunt urla 5% ori sub pragul electoral. De altfel, asta era și intenția Partidului Național Liberal, dacă cineva ar fi crezut că își dorește să aibă competitori pe zona de dreapta, așa cum de altfel și stânga nu-și dorește foarte mult competitori, se înșela și s-au înșelat. În al doilea rând, în ceea ce privește ce a apărut după Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, într-adevăr au apărut două departamente care cu siguranță nu rezonează la fel de mult și la fel de bine așa cum rezona Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru că alta era în momentul în care mergeai într-o delegație sau te întâlneai cu un oficial străin și îi spuneai că ești ministru al românilor pentru din diaspora, și alta este când mergi în calitatea de secretar de stat sau de subsecretar de stat. Din păcate s-a întâmplat acest lucru, din păcate au dispărut multe din proiectele pe care noi le-am derulat în anii trecuți. Este adevărat că a contribuit cumva și pandemia, unele au fost oprite pentru că nu s-au mai putut organiza din cauza acestei nenorociri prin care trecem toți de altfel, însă, așa cum și noi la Știri pe Surse, la rubrica Diaspora, chiar aveam un editorial săptămâna trecută și vorbeam apropo de ce înseamnă campania electorală pentru alegerile locale și școala. Noi am intitulat școala temă de campanie electorală. Așa cum spunea și colegul de platou, sunt convins că în momentul în care va începe școala, va deveni principala temă de campanie. Cei din opoziție vor ieși și vor spune că primarii sau guvernanții, vedeți că sunt incompetenți, nu au reușit, nu au făcut, eu știu, nu au asigurat, da, de la măști până la celelalte măsuri de protecție. Cei de la guvernare se vor apăra și vor spune că au făcut tot ceea ce este posibil. Evident că din acest ping-pong, cel care pierde este cetățean, în primul rând. Acum nu știu dacă cei care se află în opoziție ar fi putut să facă mai mult, poate ar fi putut să facă sau poate n-ar fi putut să facă, însă să nu uităm totuși că în momentul de față, când vorbim de campania electorală, vorbim de o majoritate de stânga în țară care conduce consiliile județene, primăriile și așa mai departe, care au diferite resurse sau nu la dispoziție pentru a dota școlile care la urmă sunt și cumva în zona lor de coordonare. Nu total, dar cu siguranță sunt. De aceea sunt convins că școala, pandemia vor deveni două teme lipite una de alta în campanie și probabil și din opoziție vor câștiga câteva puncte. Evident, acolo unde vorbim de o opoziție constructivă, o opoziție cu șanse de a câștiga. Pentru că, din păcate, sunt și competitori electorali care, de multe ori, așa cum ați observat și dumneavoastră, și cu siguranță toți, intră într-o competiție doar ca să își pună la CV sau doar ca să îndeplinească niște ordine de partid sau ordine care vin din structurile din care aceștia fac parte. Pe de altă parte, eu cred că o temă interesantă ar fi și reprezentarea românilor din diaspora la alegerile locale, deși ei nu au drept de vot. Asta este fără doar și poate. Însă cred că partidele politice din România ar fi putut să facă mai mult. Și aici nu vorbim de un partid sau de altul. Vorbim de partide care ar fi putut să pună, și vorbim de locuri eligibile, nu vorbim de ultimele locuri pe listele la consilii, ca să mai vorbim de candidați la primari sau poate de ce nu la Consiliul Județean. Pentru că mulți cetățeni români din diaspora au experiență de acolo, sunt românii care au avut și care au funcții, fie de consilier local, fie de consilier regional, fie de consilier județean, acolo unde este cazul, și care cu siguranță ar fi putut contribui cu experiența la organizarea fie a primăriei, fie a județului, fie a, nu știu, a localității sau a orașului. Din păcate nu vedem acest lucru. Și ca să nu fiu acuzat de partizanat, vedem o candidatură eșuată, că tot vorbeam de Ministerul pentru Români de Pretutindeni, a secretarului de stat Ovidiu Burdușa, care își dorea să candideze la Panciu, dacă nu mă înșel. Din păcate, nu a fost alesul celor din Partidul Național Liberal și, în consecință, nu mai candidează. Vedem la ALDE un candidat cu șanse destul de mari, este vorba de Avram Gal, care este implicat foarte mult în fenomenul diasporei. Și atât este un exemplu pozitiv. Din păcate, la celelalte partide este greu de spus pentru că nu am văzut
Vorbim de candidați la primării, la primării de orașe, nu neapărat la comune sau la consiliu local, că poate mai sunt, ceea ce ar fi foarte bine. Dar, din păcate, nu au ieșit prea mult în, în evidență. Da. De aceea, cred că problematica diasporei trebuie văzută și din punctul acesta de vedere. Iar Ministerul pentru Românii de Pretutindeni avea și rolul acesta de a sprijini cumva sau de a, de a-i aduce în față, de a-i aduce și în fața clasei politice din România, care de multe ori a ignorat valorile românilor de afară, valorile românești de afară, așa cum ați vorbit, fie de gala de premiere, fie de galele pe care le-am organizat în țările respective, tocmai de a-i vedea și poate... Startup-ul. Exact, finanțările. Da. Și pentru a-i aduce în prim plan și poate, de ce nu, reprezentanții partidelor politice să îi contacteze și să îi implice în diferite, în diferite proiecte. În fostul, în fostul guvern PSD, PSD-ALDE, Alex Petrescu, fostul ministru comunicațiilor, este un produs al diasporei, el a fost în Marea Britanie, a fost director la poștă din, din UK, adică mai găsim câteva exemple, în, cred că în toate partidele, dar din păcate sunt prea puține. Ele cumva ar trebui multiplicate, pentru că altfel vom vorbi despre aceste lucruri și peste câțiva ani, iar diaspora va reveni și va spune fix aceleași lucruri despre clasa politică, politică din România. Și în ultimul rând, că se apropie și alegerile parlamentare din 6 decembrie, cred că urgent, guvernul, dar și celelalte... Alea știu că vor fi amânate. 6 decembrie, funcție chiar, de pandemie. Chiar dacă se vor amâna, dar dacă nu se vor amâna, cu siguranță românii din străinătate trebuie să beneficieze de o zi, de două zile, de trei zile de vot, pentru că am văzut totuși, sunt destul de mulți care doresc să voteze, mai ales că vorbim totuși de situația aceasta cu pandemia, care există în toate țările unde sunt mari comunități și în toată lumea, la urma urmei. Și cred că clasa politică, în general, fie că vorbim de opoziție sau de guvern, ar trebui să facă ceva, să vină în sprijinul lor, să vină cu proiecte concrete care să, să îi ajute. Pentru că apoi vor culege, tot va culege, clasa politică va culege roadele. Și de aceea, de cele mai multe ori, deși paradoxal, în diaspora, majoritatea oamenilor sunt cumva mai apropiați de zona de stânga, pentru că au plecat de aici tocmai pentru că își doresc un trai mai bun și aici nu și-l puteau realiza, dar ei votează dreapta. Asta este un paradox, poate analizat de sociologi sau de analiști politici, și în ultimul rând, din punct de vedere al politicilor publice, stânga s-a dovedit că a făcut mai multe pentru români diaspora decât dreapta. Dar cu toate astea, exact, a votat dreapta este votată masiv, peste 70-80%. De ce oare? Este o întrebare bună. Cred că oamenii asimilează cumva stânga cu tot ce era rău înainte de 90, cu tot ceea ce a fost Ion Iliescu, cu tot ceea ce a fost Petre Roman, cu tot ceea ce a fost Revoluția, tot ce au fost mineriadele, și în general cu ceva negativ. Cu ceva negativ din cauza căruia oamenii au plecat din țară. Oamenii au plecat în străinătate. Dar din nou, revenim la un alt paradox, dacă o să ne uităm pe statistici, o să vedem că în anul 2015, an în care guvernul, vă aduceți foarte bine aminte, era un guvern tehnocrat, a fost cea mai mare migrație a românilor în diaspora. Deci a fost anul în care au plecat cei mai mulți români afară, dacă este să luăm din 90 până în 2015. Deci iată din nou, cifrele cumva se contrazic voturile, dar pe de altă parte cred că nici partidele de stânga, sau știu, centrul stânga sau celelalte partide nu au venit cu figuri noi, figuri proaspete, cu oameni din diaspora, oameni care au experiență, care au trăit acolo, și pe care să-i promoveze fie în diferite funcții, fie la alegeri locale sau parlamentare. Pentru că ne învârtim în același cerc. Ce este? Domnule Tudor Chimionescu, pentru că ați trăit o perioadă la Bruxelles, sunteți licențiat în comerț internațional, nu? În drept și în științe politice. Iată un exponent, zic eu, esențial al entuziasmului tineresc cu care veniți în politică. Eu vă întreb, după ce ați avut o activitate deosebit de laborioasă în Consiliul General al Municipiului București, de ce primăria sector 6? De ce candidați acolo? Și doi, în concordanță cu ceea ce a spus domnul Victor Enescu, cum vedeți legăturile cu românii din afara granițelor țării, cel puțin din perspectiva ALDE, dar și din perspectiva în care veți fi ales primar al sectorului 6, pentru că, în mod evident,
Sunt mulți români plecați în străinătate și acolo și care ar trebui să fie la zi cu tot ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere economic, social, cultural și așa mai departe. Dovadă că la alegeri, iată, cetățenii români din străinătate se mobilizează, cel puțin la alegerile prezidențiale, și așa cum a spus domnul Și mobilizează Victor și pe cei de acasă, să știți. Asta de multe ori uită partidele politice din România. Uită, da, vreau. Da, cele două teme pe care mi le-ați ridicat sunt legate și am să plec de la faptul că eu sunt un tânăr care am plecat la 15 ani să-mi termin liceul și să, mă rog, din motive personale am plecat din țară. Nu a fost o alegere deliberată, vreau să plec din țară. După care mi-am continuat parte din parcursul academic în sistemul educațional din comunitatea franceză, adică sunt un produs atât al comunității franceze cât și al sistemului educațional românesc. Am studiat în Bruxelles, Bruxelles fiind un oraș extrem de cosmopolit și Belgia fiind o țară cu un dublu federalism. Are un federalism atât regional cât și un federalism lingvistic. Este o țară multiculturalism. Este o țară care este măcinată de foarte multe tensiuni și cu o instabilitate politică care este de cartea recordurilor. La propriu nu l-a figurat, este țara care deține cea mai lungă perioadă de instabilitate politică, adică de țară fără guvern. Dar acest federalism a permis totuși lucrurilor să avanseze. Deci eu după 11 ani de parcurs academic și de experiență în instituțiile europene, adică în Parlamentul European, m-am reîntors pentru că nici nu aveam vreodată în gând că nu mă voi reîntoarce, dar sunt un produs, eu nu folosesc niciodată termenul de diaspora, asta e o alegere personală, pentru că suntem, din punctul meu de vedere, români oriunde am fi. Exact. Și exact experiența pe care am văzut-o în Bruxelles, în administrațiile locale, Bruxelles este împărțit în 19 comune, are o specificitate a sa, Bruxelles în sine are un parlament, are și un guvern, nu vreau să intru foarte mult în administrația locală, pentru că politica bruxeleză și politica belgiană, dacă vă vine să credeți, este mai complicată decât Uniunea Europeană însăși și nu e ușor să fie mai complicat decât Uniunea Europeană. Dar am învățat foarte multe lucruri pozitive și greșeli pe care să nu le facem, pe care mi-am dorit să le aplic în societatea noastră, la nivel local, la nivel național. Și iată că a existat un partid, ALDE, care mi-a oferit această șansă în 2016 să candidez. Bine, eu am fost în Partidul Național Liberal din 2008, am inițiat în Belgia un club liberal, nu pentru că n-ar fi existat și alte opțiuni, dar pentru că aceasta a fost credința și valorile mele dintotdeauna orientate în zona aceasta, dar sunt foarte de acord cu ideea că partidele pot să capaciteze aceste oportunități ale tinerilor și nu doar ale tinerilor, ale persoanelor care au o experiență, vorbim de, estimăm, 4, 5, poate chiar mai mult de milioane de români care sunt plecați în afara țării. Poate mai mulți, fie mai bine, domnul Victor. Cât? 5-6 milioane? Mai mulți? 5 milioane în diaspora și 500.000-600.000 în vechile comunități istorice. Aproape 10 milioane în total. Total, am înțeles. Deci, iată, o porțiune... Jumătate de Românie. Un segment consistent de persoane care unele își continuă viața și nu își doresc să se reîntoarcă, dar ceea ce pot să vă spun eu din experiența mea și din interacțiunea mea în comunitatea românilor din Belgia, în Spania, unde am studiat de asemenea un an, și în Italia, unde am făcut vizite frecvente în ultimii ani, de data asta pe zonă politică, dorința de a te reîntoarce, de exemplu, Spania, unde care este un exemplu foarte, foarte bun. În Spania nu poți să obții cetățenia spaniolă fără să renunți la cetățenia română sau orice altă cetățenie ai avea, cu excepția țărilor din America Latină, care au un regim privilegiat din această perspectivă. Foarte mulți din românii cu care m-am întâlnit nu au renunțat după ani și ani, poate chiar 10 sau mai mulți, mai mult de 10 ani la cetățenia română, tocmai pentru că este această legătură
știți, cum spunea Octavian Paler, țări poți avea mai multe, patria e numai una. Așa e. Exact în acest spirit, cred că românii... Că de-aia cetățenia este legătura juridică dintre stat și cetățean. Evident, dar există state precum Belgia care permit să ai multiplă cetățenie. Da? Deci nu este și cum suntem și noi. Da. Deci cred că este o reală oportunitate pentru toate partidele și eu ca liberal cred atât în două din valorile fundamentale liberale sunt diversitatea și toleranța. Deci eu cred că putem să avem o diversitate, adică din toate partidele persoane care să vină și să contribuie cu viziunea lor la dezvoltarea societății și în definitiv să ce. Și aici vin la a doua temă, da. Lucru pe care mi-am dorit să-l fac, l-am făcut la nivelul Consiliului General, pe cât am putut de bine, nu mi-am dus tot programul la capăt, vă spun din start, chiar dacă într-adevăr cred că am cel mai mare număr de proiecte inițiate din acest mandat față de orice alt consilier general, dar nu toate pe care mi-am dorit, și anume să ne exploatăm și să ne atingem potențialul. Avem un potențial fantastic, dar cred că nu îl exploatăm și nu știm să-l fructificăm la maxim. Și aici fac legătura către sectorul 6, m-ați întrebat de ce sectorul 6, în acești 4 ani de zile, 4 ani și jumătate deja, se apropie de 4 ani și jumătate de mandat, am putut să am o viziune per ansamblu a evoluției celor 6 sectoare din București. Credeți-mă, sectorul 6 este sectorul care are, din punctul meu de vedere, cel mai mare potențial de dezvoltare. Vorbim de sectorul cu a doua populație, cea mai mare din București, aproape 400.000 de locuitori, 39 de hectare. Să nu uităm, este sectorul prin care Tudor Vladimirescu, luptând cu ocuparea Fanariotă, a intrat în 1821 cu ai săi panduri. Da? Și a parcurs drumul și și-a făcut tabăra lângă Cotroceni, lângă mănăstirea Cotroceni. Deci, sectorul 6 nu a progresat, din punctul meu de vedere, și îmi confirmă din ce în ce mai mult și cetățenii acest lucru, nu a progresat în toți acești ani. Nu mă refer doar la ultimii 4, mă refer la, să nu uităm, și sectorul 6 a avut un primar fantomă. Da? Era supranumit primarul fantomă. Da, știu la cine ne referim, dar domnul Mănescu. Un alt primar înainte care, iată, ne spune justiția, a făcut niște lucruri ilegale și chiar a primit o condamnare cu executare în acest sens. Deci iată că sectorul 6, din păcate, nu a reușit să performeze așa cum trebuie. Și eu cred că putem să facem lucrurile mult mai bine. În același timp, știu ce am de făcut alături de o echipă tânără, pentru că dacă vă uitați în primii, mă exclud aici, dar în primii 10-11 de fapt colegi consilieri locali, toți au vârste de până în 30 de ani, de la 24 până la 30 de ani. Avem 5 fete și 5 băieți, deci suntem o echipă tânără, dinamică și activă cu care vrem să realizăm toate aceste proiecte. Mai mult decât atât, când mă uit la electoratul liberal, dacă vreți să vorbim și din această perspectivă, electoratul liberal, până să intre ALDE în competiția electorală în aceste alegeri locale, nu avea nici măcar un candidat care să provină și să fie liberal ca opțiune. PNL-ul, din motive care îi aparțin, nu a propus și nu propune în acest moment, și putem să luăm toate cele 6 sectoare plus primăria capitalei, nici măcar un candidat liberal. Și același lucru se aplică și la sectorul 6, unde este un domn din partea PNL care candidează, care nu vreau să intru într-o discuție foarte amplă, dar pot să vă spun atât, statistic, da? Ca să vorbim despre statistici. Este un domn care a fost consilier general, așa cum am fost și eu ales în 2016. Într-adevăr, dumnealui în 2016 l-a început candidat din partea unui alt partid, M10, partidul doamnei Macovei, nu din partea PNL-ului, și care după 3 ani și jumătate de mandat în Consiliul General a ales să plece, nu știu de ce, foarte bine este alegerea lui, dar este bine ca cetățenii să știe, într-o funcție la guvernare. Lucru pe care eu, de exemplu, când a fost guvernarea al de PSD, nu am ales să o fac, deși aveam și oportunitatea să îmi doresc sau să încerc măcar acest lucru și aș fi putut să o fac. Mai mult decât atât, făceați referire la prezențe. Da. Eu am 100% prezențe și înțeleg să respect votul cetățenilor și
încrederea pe care mi-au acordat-o, fie că m-au votat sau nu, să-i reprezint pe toți și să le răspund la întrebări despre proiectele de hotărâri de Consiliu, să transmit mesajele lor în ședințele de Consiliu, etc. Domnul candidatul din partea PNL la primăria sectorului 6 are numai puțin de 26% absențe. Domnul Ciucu. Domnul Ciucu, da. Iar ultimul lucru care cred că este de altfel și cel mai relevant pentru cetățeni, apropo de ce ați făcut, ce ai făcut până acum. Haide, vrei să candidezi perfect. Arată-ne ce ai făcut tu până acum, mai ales dacă ai ocupat o funcție aleasă. Eu am inițiat 45 de proiecte. Știți câte a inițiat dumnealui? Cred că până în 10. Unul singur. Da, scoate 0 și rămâne 1. Da, am înțeles. Deci, e simplu. Cetățenii să știe toate aceste elemente și să aleagă. Nu este niciun fel de problemă. Iată, acestea sunt câteva din motivele, plecând de la cel mai important, și anume că îmi doresc o dezvoltare a fiecăruia din cartierele și sunt niște cartiere superbe ale sectorului 6. Dacă plecăm din Giulești, unde sunt și Crângaș, unde sunt vestigii arheologice de sute și de mii de ani care au fost găsite acolo. Mergând în zona militari, mergând în zona regiei, mergând în zona Trumul Taberei, în Ghencea, toate aceste cartiere care nu s-au dezvoltat așa cum ne-am dorit, uitați-vă la lacul Morii. Da, eu țin minte când alergam pe digul de la lacul Morii, când aveam 7-8 anișori și mergeam cu clubul sportiv acolo și mi se părea o lume fantastică, wow, și ajungeam pe insula aceea cu debarcaderul și mi se părea ceva absolut de poveste, a rămas la fel. A rămas la fel. Și este o perlă, o perlă în sectorul 6, în București și îndrăznesc să spun în România. Unde mai găsim noi în România 250 de hectare de apă, de lac, cu toată acea zonă frumoasă care poate să fie exploatată? Sunt foarte multe proiectele pe care vreau să le facem. Ajungem în partea a doua, chiar o să discutăm foarte amplu despre proiecte. Să discutăm punctual despre aceste proiecte, dar sigur. Asta de fapt, vă rog, asta era tranziția de la o temă la alta, și anume, iată că sunt foarte mulți tineri, exact ca mine, care studiază și care performează și sunt foarte apreciați în domeniul cercetării, în domeniul științelor sociale, în domeniul științelor exacte, în afară, au un CV profesional, au o experiență, au un bagaj și pot contribui enorm la dezvoltarea României și, într-adevăr, rolul partidelor este să le ofere această oportunitate. Din păcate nu prea le oferă, asta e. Exact. Din păcate. Da, vrea domnul Victor Ionescu să... Știți ce este foarte interesant? Este foarte interesant următorul lucru. Cred că ar trebui să analizăm, dacă ne referim strict la campania din București, ar trebui să analizăm și cine cu cine a guvernat local. Fie că vorbim de primăria capitale, fie că vorbim de primăriile de sector. Și aici, dacă ne uităm cu atenție, vom vedea niște majorități, cred în jurul Partidului Social Democrat, care de altfel are și cele 6 primării plus primăria capitale, împreună cu ALDE în mod special și pe alocuri sau în anumite zone cu PMP-ul, dacă nu mă înșel. Și trebuie văzut cumva și în acest context și ar trebui analizat foarte bine, pentru că în campania electorală de cele mai multe ori oamenii vin și spun tot felul de lucruri. Dar uită ceea ce, din păcate, pentru mulți candidați, electoratul nu uită sau oamenii nu uită anumite lucruri și de aceea, în urma votului, se trezesc sau își dau seama că au luat un scor foarte mic sau, mă rog, poate chiar inexistent sau își dau seama că n-au contat. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că oamenii nu uită anumite lucruri. Chiar dacă, aparent, unii își doresc toate aceste chestiuni sau își doresc să treacă cumva invizibil pe lângă guvernare, așa cum este cazul, așa cum ați amintit dumneavoastră, de PMP. PMP este la guvernare. PMP are președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, știu. Are secretar de stat, are subsecretar de stat, cred că are prefect, subprefect, nu știu dacă ALDE mai are pe cineva, până acum câteva luni. Adică totul trebuie privit și din punctul ăsta de vedere. Și din nou vin și repet, oamenii nu uită lucrurile astea. Dacă clasa politică, și aici nu mă refer la un partid anume sau la o anumită perioadă de timp, crede că oamenii uită atât de repede ce au făcut unii sau alții, se înșeală. Și de aceea, de cele mai multe ori, culeg roadele cu ghilimele la vot. Dacă ne gândim la votul din 27 septembrie ca o părere și o opinie personală, cu siguranță oamenii vor vota în primul rând omul, mai puțin așa partidul. Este, așa este. Și nu știu cât de mult echipa partidului, cât echipa omului.
este vorba aceea românească, omul sfințește locul. Așa va fi și acum. Și cel mai probabil, principalii câștigători vor fi fie Partidul Social Democrat pe stânga, fie Partidul Național Liberal pe dreapta, cu mențiune că din toate sondajele și cercetările, într-adevăr, USR Plus, acolo unde nu merg cu cei de la PNL, s-ar putea să creeze niște surprize destul de mari. Pe de altă parte, și pe partea stângă, Pro-România este un partid care a venit din urmă, vine din urmă, am văzut și ultimul sondaj, a depășit Borna de 10%. Este adevărat că este și primul test electoral cu adevărat important pentru un partid ca să poată așeza pe scena politică românească, dar dincolo de asta, toate mutările astea, că vorbeam mai devreme și de parlamentari care trec dintr-o parte în alta, să se întâmplă fiecare an, nu se întâmplă acum pentru că PNL-ul are nevoie acum de parlamentari. Dar nu trebuie să se întâmplă acum înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură. Așa se întâmplă mereu. Haideți să ne aducem aminte anul trecut cum a fost cu moțiunea, cu vorumul. Da, totul pe baza unor promisiuni. Dom'le, dacă nu, noi îți promitem funcții, îți promitem așa mai departe. Știți ce este interesant până la urmă? Până la urmă este interesant dacă oamenii aceștia vor fi votați în continuare. Într-adevăr, este foarte greu de delimitat, pentru că a revenit votul pe liste, nu așa cum era înainte, votul nominal pe colegiu, și atunci știe clar candidat X din partea partidului, da? Și atunci, dacă trecea de la un partid la altul, ți era simplu să-i anulezi, să zicem, candidatura prin a nu vota cu el în ziua alegerilor, acum este pe listă. Dar, totodată, cred că, de multe ori, parlamentarii care trec dintr-o parte în alta, mai devreme sau mai târziu vor fi sancționați de electorat și poate de ce nu chiar și de partidul în care trec, fie că vorbim de, mă rog, în momentul de față de Partidul Național Liberal sau în trecut de Partidul Social Democrat. În ceea ce privește aleșii locale, acolo situația este mult mai simplă. Am avut exemple în trecut, în istoria recentă a României, când s-a dat ordonanță în 3 zile. A fost o migrație masivă, legală, am spune noi. Exact, 2014, exact. Da, și apoi a venit Curtea Constituțională, dar a venit degeaba, pentru că deja lucrurile erau făcute. Da. Acum, ce de la guvernare se chinuie mai mult acum, nu mai folosesc aceleași instrumente, de aceea și toată tensiunea, probabil, și toate întâlnirile de la guvern, să zic așa, sunt mult mai grele. Erau căi mai ușoare în trecut, asta așa și sub formă de glumă. Da, și erau trebuie să identificau trădătorii, exact, și așa mai departe. Exact, exact. Da, e din păcate, exact, așa. Pe de altă parte, la recenta moțiune de cenzură, Partidul Social Democrat poate a făcut și un test. De ce nu? Să vadă care din cei care sunt în momentul față în Parlament joacă în două locuri. Și dacă au jucat așa, într-adevăr, pe unii cred că au lăsat în offside. Pentru că realist și sincer vorbind, clar, Partidul Social Democrat nu va mai lua 40 sau 45% cât a luat la ultimele alegeri. Probabil scorul va fi undeva la jumătate. Da. Și automat, cumva, unii nu vor mai avea loc. Ori dacă au mutat din punctul ăsta de vedere sau cu strategia asta, pe undeva au avut de câștigat. Pentru că, cumva, acei 4 sau 5 cât sunt într-un final au fost dați 5, adică afară. Unul a putut, adică cel puțin la una care Mândan, a fost dată pe motive certe de sănătate, dar ceilalți, cum e Presa speculează că să ducă, trec într-o parte în alta. Vom vedea dacă îi vom mai revedea pe o listă. Exact, exact. Da, aici este marea problemă. Că odată ce au fost excluși, dacă vor fi excluși, atunci nu se vor mai regăsi pe listele PSD. Jocul acesta cu de mercat, o să zicem așa, să folosim niște termeni fotbalistici, a fost făcut întotdeauna de partidele mari. Fie că vorbim de PSD versus PDL, de PSD versus PNL mai nou. Pentru că pe ei îi avantajează cel mai mult. La fel cu tot ce a însemnat alegerea într-un singur tur. Dar la fel partidele mari au stabilit lucrul ăsta și nu le-a convenit, nici PNL-ul nu le-a convenit, chiar dacă era în opoziție, să treacă în două tururi, pentru că două tururi nu se știe ce se întâmplă. Și atunci ar putea veni partidele mai mici din spate, care ar avea un cuvânt mult mai greu de spus. Asta s-a văzut și în trecut. Din păcate, cred că prea curând nu se va rezolva această problemă, pentru că partidele mari, practic, care unele s-au reînființat după 90, altele au preluat din istoria altor partide, trăiesc și au
procentul pe care l-au, nu vor dori niciodată să schimbe multe lucruri de existență. Iar celelalte mici, din păcate, nu vor avea forța necesară să schimbe lucrurile atât de profund, pentru că nu vor avea nici aleși, nici parlamentari și nici voci prea mari. Corect. Pe de altă parte, ceea ce nu trebuie să uite este faptul că niciun partid mare de dreapta nu-și va dori să aibă prea multe partide mici de dreapta, cum nici partidul mare de stânga nu-și dorește prea mult. De aceea ecuația era foarte simplă. În momentul în care Partidul Național Liberal a ajuns la guvernare, era clar că își dorea să ia de pe zona de ALDE, de pe zona Partidului Mișcarea Populară, cum de altfel și PSD-ul, pe partea cealaltă, de la Pro-România sau cealaltă partide mai mici sunt. Astea sunt niște da, chestiuni sunt politice, niște de strategie, pe care politic. Cu siguranță le știu. Da. Luăm un scurt moment de publicitate și revenim. Mulțumim telespectatorilor, pauză și ne întoarcem în plată. Mă numesc Iovici Teodor Victor, sunt președintele Partidului România Mare și doresc să vă prezint echipa care va candida la București. Mă numesc Nănău Ileana Daniela, sunt absolventă a Institutului Politehnic București, sunt antreprenor român și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de primar general al capitalei. Mă numesc Remus Mamoc, sunt de profesie manager sportiv și candidez pentru funcția de primar al sectorului 1 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Petre Spărleanu, ofițer în rezervă, antreprenor, patriot și voi candida din partea Partidului România Mare la funcția de primar al sectorului 2. Mă numesc Ștefan Corneliu, sunt de profesie jurist și candidez la primăria sectorului 3 pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Alina Simion Dan, sunt de profesie economist, antreprenor român. În momentul de față sunt consilier local la sectorul 4 din București și candidez pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Uricheanu Adrian, sunt profesor universitar și candidez în funcția de primar la sectorul 5 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Daniel Tulugea. Sunt de profesie jurist și candidez la funcția de primar al sectorului 6 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Gabriel Popa, sunt absolvent al Universității Politehnică a București, cunosc limba engleză și limba germană, sunt profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier la Primăria Generală a Municipiului București. Sunt Marieta Ungureanu, economist, antreprenor și mediator. Candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Loredana Adriana Voinea, sunt profesor și antreprenor și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Corvin Ariciuc, sunt de profesie jurnalist și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Andrei Șomănescu, am absolvit Facultatea de Business și Turism în cadrul Academiei de Studii Economice din București și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier în cadrul Primăriei Capitalei. Mă numesc Prăleanu Cătălin Alexandru, sunt licențiat în drept, specializat în drept comercial român și drept comercial internațional. Sunt antreprenor român, cunosc limba greacă și limba germană. Doresc să candidez pentru funcția de consilier la primăria sectorului 2 din partea Partidului România Mare. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus?
A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Thank you.
sunt Fabiana Vuță. Iar eu sunt Siarela. Și provocăm toți tinerii talentați să posteze un videoclip cu titlul Provocare pe grupul de Facebook Calea Show. Iar dacă ne place, vă invităm în direct alături de noi în emisiune! Am revenit în studio, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în politică, titlul emisiunii Campania electorală și românii din străinătate, dar așa cum am început în prima parte legat de moțiunea de cenzură introdusă în sesiune extraordinară, pentru că s-au ivit foarte multe discuții de ordin juridic, să spun așa, în legătură cu legalitatea introducerii unei moțiuni de cenzură într-o sesiune extraordinară, explicația e foarte simplă. Constituția nu spune în mod evident că se poate introduce o moțiune de cenzură doar într-o sesiune ordinară. La articolul 113 spune că deputații și Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură cu votul majorității deputaților și senatorilor. Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor și se comunică guvernului la data depunerii, ceea ce s-a și întâmplat. Însă, spune Constituția la alineatul 3, articolul 113, moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două camere, iar, la alineatul 4, deputații și senatorii care au inițiat această moțiune de cenzură, nu numai că au inițiat moțiunea de cenzură, și moțiunea a fost respinsă în cadrul aceleia sesiuni, deci nu se spune ordinare sau extraordinare, nu mai pot iniția o nouă moțiune de cenzură. Însă sesiunea extraordinară se convoacă potrivit Constituției de către președintele României, biroul permanent al fiecărei camere și o treime din numărul deputaților sau senatorilor. Ținând cont că este la Curtea Constituțională o sesizare depusă de Partidul Național Liberal, cum că s-ar fi iscat un conflict juridic de natură constituțională între autoritățile statului, în sensul că într-o sesiune extraordinară nu poate fi depusă o moțiune de cenzură, majoritatea specialiștilor au explicat faptul că guvernul, lucrând la foc continuu, neavând vacanță guvernamentală, se supun în mod permanent controlului parlamentar și atunci modalitatea cea mai eficientă prin care guvernul poate fi tras la răspundere este inițierea și adoptarea unei moțiuni de cenzură. Din păcate, ieri am asistat la un eveniment nemai întâlnit în democrația constituțională de după 1990, în sensul că la dezbaterea și votarea unei moțiuni de cenzură nu s-a întâlnit cuvorumul. De aceea aș începe cu domnul Victor Ionescu, pentru că dânsul a făcut parte din departamentul, din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Ce părere are despre acest eșec? Ați încercat în finalul părții întâi să ne explicați cum jocurile politice între, practic, partidele cele mai importante care s-au succedat până acum la conducerea statului, PSD-PNL, transformate, bineînțeles, în ultima fază în acestea două, au fost în măsură să facă în așa fel încât membrii lor să poată să, practic, să plece de la un partid la altul, între ei, bineînțeles, pentru a face anumite jocuri politice. Practic, acest traseism electoral a făcut ca și în acest moment, pe baza unor promisiuni, evident, de jocuri de
culise, pentru că aici se desfășoară, ca să nu spun și de lipsa prezenței UDMR-ului, care în ultimă instanță e stabilit că ei totdeauna joacă în funcție de interesul pe care ei îl au, în contextul în care prezintă, bineînțeles, ce au ei în prim plan și atunci stabilesc dacă participă sau nu la instaurarea unui guvern sau la căderea unui guvern. Totdeauna ei au practicat un astfel de joc. Cred că ar trebui să analizăm în primul rând dacă momentul a fost unul oportun sau nu. Este foarte adevărat că asupra PSD-ului a fost o mare presiune din partea multor actori, fie că vorbim de alte partide, fie că vorbim de românii de rând sau de anumite categorii sociale care se regăsesc în Partidul Social Democrat sau în stânga. Pe de altă parte însă, dacă mă întrebați pe mine, de punct de vedere strategic, cred că Partidul Social Democrat trebuia să-și ia toate marjele, toate să se ancoreze foarte bine și să vadă exact unde este și pe ce parlamentar se bazează atât cei din Partidul Social Democrat. A spus că să aibă 250 de voturi. A spus domnul Ciolacu. Declarațiile politice știți cum. Da, nu înțeles. Au de multe ori, din păcate, valoare și te contrazic imediat. Așa este. Pe de altă parte, cu siguranță, dacă această moțiune ar fi fost citită sau chiar mai mult de atât, guvernul ar fi căzut, cu siguranță cei care aveau niște gânduri de a trece de la opoziție la guvernare s-ar mai fi gândit puțin. De aceea, jocul pe care l-a făcut Partidul Național Liberal împreună cu ceilalți aliați a fost unul foarte bun din punctul lor de vedere. Ei au reușit practic să împiedice să ajungă la vot. N-aș spune eu că ar fi pentru prima dată în istorie, uitându-ne anul trecut. Anul trecut, Partidul Național Liberal se chinuia să strângă, să facă quorum, da, să dărâme guvernul. Și a reușit. Și a reușit până la urmă. Vorbeam mai devreme cum a reușit și cu ceilalți. Clar, totul se joacă în contextul alegerilor locale. Știm cu siguranță că cei care vor câștiga alegerile locale, cel mai probabil vor câștiga și alegerile parlamentare și vor da viitorul guvern, cu siguranță într-o alianță. Cea mai posibilă și probabilă alianță va fi PNL-USR, eventual PMP, dacă nu vor avea majoritate sau dacă le va trebui o marjă în care să treacă diferite inițiative legislative. Revenind la UDMR, UDMR întotdeauna a jucat la stabilitate, dacă putem să spunem așa. Ei fac un joc într-adevăr interesant, dar niciodată nu s-au aruncat cu capul înainte sau întotdeauna au calculat foarte bine zona în care se vor poziționa. Da. Ce vor avea de câștigat. Exact. Da, ei s-au poziționat, dacă ne aducem aminte în istorie, și de partea Partidului Social Democrat, și de partea Partidului Democrat Liberal, și de partea Partidului Național Liberal. Mai mult, cu toții și cei care suntem în zona politică sau a societății civile sau și oamenii de rând, spun despre faptul că UDMR-ul întotdeauna înclină balanță. Tocmai ei asta fac și calculează și stabilesc foarte bine. UDMR-ul, dacă nu mă înșel, este de prin 1997 la putere, într-un fel sau altul. Au și secretari de stat în toate guvernele, de unii probabil nici nu mai știu că sunt, sau în fine, oamenii nu știu de rând. Însă noi, cei care suntem implicați în fenomen, cunoaștem și știm aceste lucruri. De aceea cred că Partidul Social Democrat, așa cum îl cunosc și eu, se va ambiționa și va veni cu o nouă moțiune de cenzură. De data aceasta... Dar nu cred că, în sesiunea asta, puțin în luna septembrie, nu cred. Probabil vor aștepta localele exact, ca să vadă exact unde sunt, ca și procent, pentru că e clar că după locale se va da un mesaj destul de clar. Corect. Ce este? Iar contextul în care cei peste 200 de primari, nu doar de la PSD, ci și de la alte partide, fie că vorbim de, eu știu, PMP, probabil ALDE sau alte partide, au trecut la Partidul Național Liberal, așa cum discutam și mai devreme, vine într-o cheie normală a politicii românești, normală cu ghilimele de rigoare, pentru că ne-am obișnuit cu această situație. Sunt partide care au apărut în Parlament și care nu au candidat niciodată pe forțe proprii sau au dispărut și au reapărut. Din păcate, aceste anomalii care au fost lăsate așa să existe în toți anii aceștia, o să coste partidele tradiționale, cum e Partidul Social Democrat, cum e PNL, pentru că celelalte partide apar, dispar, eu știu, mai cresc, mai scad,
Dar acestea tot timpul vor fi condamnate și blamate pentru că au permis lucrul ăsta. Dacă s-ar fi dorit, de exemplu, interzicerea traseismului politic la nivelul Parlamentului, cu siguranță s-ar fi putut să facă acest lucru. Da, dar independent. Exact, exact. Da. Asta s-a mers. Să ne aducem aminte cât de greu a fost. Dacă tu devin independent, ce faci cu grupurile parlamentare? Până când aleșii locali, până când s-a schimbat legea aleșilor locali, pentru că și acolo, știți, era pe același principiu, nu conta că treceai de la un partid la altul, adică a fost destul de greu să modifice legea și așa mai departe, care și așa are anumite chichițe și până ataci în instanță, în contencios administrativ, vrea primarul să pună pe ordinea de zi, pune, nu pune, cred că și acum în Consiliul General au fost câteva situații și cumva tot nu scăpăm. Ca și o concluzie, ce aș vrea să spun este că oamenii de rând, cetățenii care votează, nu uită lucrurile astea, să știți. Dacă unii politicieni cred că sunt niște, doar niște chestii așa care vin și care trec, se înșeală și vor fi sancționați la vot, pentru că oamenii nu trebuie subestimați. Nu trebuie puși doar în anumite clișee, că se uită doar la un anumit post de televiziune sau la altul, sau că își iau informația de pe un anumit, eu știu, cont de social media și mai departe. Oamenii sunt foarte atenți și vor sancționa și nu trebuie să ne mire posibilul rezultat din 27 septembrie, unde, așa cum am zis și în prima parte a emisiunii, cred că vor fi și surprize. Corect. Domnule Tudor Timionescu, ne mai miră atitudinea președintelui, care iată astăzi din conferință de presă, în loc să ne, eu știu, să ne explice mai mult despre modalitatea în care va începe școala, despre măsurile care se vor lua în contextul în care pandemia, iată, în România produce efecte dezastroase pentru cetățenii români. Ne mai miră atitudinea lui de a ataca numai PSD-ul și el practic subliniind, deși Constituția prevede în mod clar că această modalitate de introducere a unei moțiuni de cenzură este legitimă, este constituțională, în concordanță cu normele dreptului intern și internațional și totuși altceva nu știe decât să atace PSD-ul. Care este scopul acestor declarații, zic eu, care nu prea justifică exercitarea funcției de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate, așa cum spune Constituția. Pentru că vă mai spun un lucru. Tineretul ar trebui, și aici dumneavoastră sunteți reprezentat de frunte și vă întreb oare, în partea a doua, mai sunt oameni ca dumneavoastră foarte bine angrenați în viața asta politică, mă refer și la vârstă în primul rând, care să poată face ceva, să schimbe mentalitatea asta, care în Parlament, în mod evident, ar trebui, zic eu, oameni noi. Oameni care să aibă posibilitatea să ducă o altfel de politică, astfel încât politicul să dispară, nu totalitate, prin desemnarea unor funcții, și mă refer la secretar de stat, subsecretar de stat, numai pe bază de afinități politice și nu pe competență. Bun, de mirat, miră pe cine nu e obișnuit cu atitudinea asta. Dacă vreți, ceea ce face președintele Iohannis este că își creează sau încearcă să alimenteze dușmanul, pentru că altfel n-ar avea cu cine să se lupte. Și când n-ai cu cine să te lupți și trebuie să ascunzi și să treci în plan secund lista, lunga listă de eșecuri ale guvernului pe care îl patronezi, atunci te legi de cei care, fie vorba între noi așa, nici nu prea fac opoziție, că aia numai moțiune de cenzură n-a fost. Așa ce s-a întâmplat. Și tot fenomenul ăsta din... Eu am multe defecte, printre care și acela, că vorbesc destul de sincer. Așa e cel deci mai ce bun. S-a întâmplat în Parlament este o rușine din mai multe puncte de vedere. În primul și în primul rând este o rușine a instituției parlamentarului plătit din bani publici, mulți bani. Eu la Consiliul General, eu gestionez prin vot un buget de circa 2 miliarde de euro, da? În fiecare an. Și primesc pentru asta o indemnizație de 1100 de lei. 1100 de ron pe lună. Eu și cu ceilalți 54 de colegi consilieri general, dintre care doi sunt aleși viceprimari. Și ei au un salariu de viceprimar. Bun. Un parlamentar, în funcție de dacă este în comisii, președinte, vicepreședinte exact. De comisie, etc., poate să meargă între 20.000 până la 40.000 de lei.
Da? Deci vorbim totuși de un salariu care pentru România anului 2020 este cu mult peste medie. E, tu ca parlamentar, că vorbeam de prezență, să nu fii în stare să te duci în sală și să... Păi dacă tot ești PNL, ești puternic, ești la guvernare, păi lasă-i să citească moțiunea și trântește-le moțiunea. Dacă tot ți-ai asigurat acei câțiva parlamentari pe care... Văd că domnul Orban ne spunea într-un interviu dar la începutul anului că au ferecat partidul și că PNL niciodată nu va primi. S-a luat decizie în forul de conducere al PNL că niciodată nu vor primi nici aleși locali, nici primari, nici parlamentari, nimic. Înțeleg că domnul Rareș Bogdan este foarte supărat acum. Sunt curios ce o să facă, că domnul Fenechiu tocmai a anunțat astăzi de la tribuna Senatului că au primit o senatoare de la PSD Călăraș și au primit-o în grupul parlamentar PNL și că de fapt doamna este foarte, foarte bună. Mai avea puțin și ne spunea că ea de fapt s-a născut liberală, doar că a avut așa o pierdere de personalitate în ultimii ani și așa a ajuns să fie din partea PSD-ului. Deci aceste justificări pe care văd că le găsesc să accepte și să primească și să ia parlamentari, nu este niciun fel de problemă. Și eu sunt de acord aici cu ideea că alegătorii văd aceste lucruri și vor sancționa aceste comportamente. Dar ideea de a nu te prezenta, măcar știți ce s-a întâmplat? Mitul acesta al majorității PSD, gata, nu mai este. Că până acum asta a fost linia, nu? Guvernul încearcă să facă niște lucruri, el face niște lucruri extraordinar de bune, dar este o majoritate în Parlament, domne, care îi blochează la tot. Ei bine, gata, s-a terminat. Deci nu mai există majoritate, ne-am lămurit cu chestia asta. Bun, hai să vedem ce face acest minunat guvern care reușește să gestioneze totul perfect, de aia suntem codași din toate punctele de vedere. Pentru că, în definitiv, pe cetățeni nu interesează chestia asta cu moțiune de cenzură, nemoțiune de cenzură. Păi interesează ce? Școala. Îi interesează, de exemplu, faptul că sunt zeci de mii de antreprenori care sunt pe marginea prăpastiei, mulți deja sunt într-un colaps financiar, care aplică, de exemplu, la un program precum IMM Invest, care este prezentat ca fiind o mega reușită, care de fapt este ce? Este doar o formă de creditare din partea unor bănci și până la sfârșitul anului, adică încă 3 luni de zile, nu plătești acea dobândă. Asta este tot ceea ce face IMM Invest. Niciun fel de problemă, e un program în principiu bun, dar când vezi că sub 10% din toate firmele care au aplicat, erau 70.000 de firme, ceva de genul ăsta, și doar 10.000 au reușit să obțină de la bănci finanțare. Atunci, despre ce mai discutăm? Despre un sector Horeca care este absolut în colaps și nu mai reușește să-și revină și face apeluri disperate, arătând iarăși unde? Către lume. Peste tot în lume, sectorul Horeca, atenție, nu doar că îi este permisă funcționarea, ci este și susținut. Pot să vă dau exemplu Austriei, pot să vă dau exemplu Londrei, pot să vă dau exemplu în Statele Unite, unde statul finanțează consum către sectorul Horeca. Un lucru pe care l-am propus și eu în calitate de consilier general. Unul din proiectele pe care le-am propus a fost exact cel pe care, atenție, și ministrul economiei, domnul Virgil Popescu, l-a anunțat pentru acest guvern, și anume acordarea unor vouchere de consum. Da? Da, da, da. Un voucher de consum de 50 de lei, am spus eu, pentru municipiul București, care să fie consumat la terasă, frumos, distanțare, niciun fel de problemă, astfel încât să ajutăm acest sector care generează 5% din PIB. 5% din PIB este generat de acest sector, sectorul turistic, care angajează 500.000 de persoane aproximativ în țara asta și care a fost iarăși blocat. Deci toate aceste lucruri sunt absolut neimportante pentru guvernanți și să îi vedem cum se comportă. Deci de aceea spun că ce s-a întâmplat în Parlament, din punctul meu de vedere, este o rușine la adresa instituției. Ceea ce este regretabil, și vă spun și de ce, pentru că sunt foarte mulți oameni de o calitate excelentă în Parlament. Excelentă. Profesori, tineri dedicați. Deci în toate partidele, atenție,
Absolut niciun fel. Deci dacă luăm de la PSD, la PNL, la ALDE, la PMP, la UDMR, la USR, găsim oameni de foarte bună calitate în toate aceste partide, dar care, iată că nu reușesc să fie vizibili pentru că există alte specimene exact. În fiecare partid care fac deliciul într-adevăr prin declarații controversate și care mai de care hilare și care aruncă așa o umbră asupra întregului Parlament ca instituție. De aceea spun, iar tinerii, apropo de ultima parte a întrebării noastre legată de tineri, să știți, tinerețea nu este o virtute în sine. Faptul că ești tânăr nu înseamnă că automat ești bun, nu înseamnă automat că automat meriți și că ar trebui să fii promovat într-o anumită... Într-adevăr, te ajută. Te ajută. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Am exemplu 10 august, că foarte mulți tineri au ieșit acolo și nu numai 10 august, ordonanța 13, când au ieșit în Piața Victoriei, ei nu știau de ce au ieșit. Nu, ne-am văzut și eu pe socializare. Dar chiar și în, chiar și în funcții. Este foarte bine să fie tineri, dar de multe ori, iarăși fac acest comentariu și este valabil pentru toate partidele, automat în partidele mari vom găsi mai multe exemple, în partidele mici mai puține, prin natura dimensiunii, dar ponderea cred că rămâne aceeași. Vom găsi foarte mulți tineri, sau mulți tineri, nu foarte mulți tineri, care sunt extrem de valoroși și care își doresc cu adevărat să producă această schimbare pe care ne-o dorim, dar găsim și câteva excepții. Sper să fie cel puțin câteva excepții, să fie o majoritate foarte îngustă de tineri care preiau instant din metehnele celor cu mai multă experiență. Și nici măcar n-au experiența lor profesională, exact. N-au meseria pe care o au cer. Și care vin cu scopuri foarte bine determinate. Deci, da, sunt și suntem pentru a promova tineretul și îmi doresc acest lucru, fac parte din această mișcare și din această dorință de a promova și colegii mei tineri și a reuși să facem aceste schimbări împreună, că de-aia m-am întors și de-aia ne-am implicat. Din politicienii care sunt acum în viața românească, care este pentru dumneavoastră un exemplu demn de urmat? Un politician pe care dumneavoastră îl considerați, nu pot să spun complet, că nu mai sunt astfel de politicieni, dar care, prin modul lui de exprimare, prin modul lui de comportament, prin competență, poate fi un exemplu demn de urmat pentru dumneavoastră. Un model, poftim. Modelul meu? Da. Modelul meu sunt eu peste 10 ani. Perfect. O să candidați la prezidențiale? Păi eu v-aș dori să ajungem până acolo. Să ajungem, ajungem. Bun. Peste 10 ani mă consider tânăr încă. Da, evident, eu n-am spus asta, pentru că o să fie 2024-2029. Dar să știți că sunt, lăsând la o parte gluma, sunt foarte serios. Model, adică ambiția mea este totdeauna de a mă depăși și de a merge mai departe. Și de a învăța din greșeli și a nu le repeta și a mă baza pe un progres continuu. Deci da, asta este... Eu zic că aveți mai șanse, sincer, pentru că din ce văd venind din urmă și ce avem în momentul de față, indiferent unde au fost școliți unii, și aici mă refer în special la USR, care a venit în 2016, să nu uităm, cu fel de fel de tineri, prin Statele Unite, prin Anglia și așa mai departe, dar care, din păcate, în Parlament nu i-am văzut să vină cu ceva care să ducă la bunăstarea cetățenilor care au votat. Însă revin la românii din străinătate, că am uitat să întreb. Cum ați primit semnale din partea lor că statul român i-a ajutat, pot să spun, între ghilimele spus ajutat, sau le-a promovat interesele prin care ei își doreau să revină în țară, în contextul în care, să nu uităm, au fost discuții legate de adoptarea prin ordonanță de urgență a măririi, a dublării numărului de parlamentari pentru diaspora, pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, pentru că nici eu nu sunt de acord că acest termen mai e de actualitate în contextul actual, când am spus că avem aproape 10 milioane de cetățeni români în străinătate cu cei din zonele istorice. Însă, cum au considerat ei că autoritățile statale cu atribuții în domenii i-au sprijinit? Mai ales că am spus la început ce probleme au apărut acolo și de ce majoritatea trebuiau să vină în țară. Și aici mă refer și la gestionarea acelor cetățeni români din străinătate care se ocupau acolo cu lucruri nu tocmai ortodoxe. Știți bine la cine mă refer. Da.
Așa cum ziceam și în prima parte, apropo de, de românii de pretutindeni sau, mă rog, dacă vorbim de diaspora economică, de fapt, da, de țările unde se regăsesc și mai mulți români, într-adevăr, din păcate, ei sunt subreprezentați în Parlamentul României și chiar dacă cei 6 parlamentari, 4 deputați și 2 senatori, eu știu, și-ar face cabinet în fiecare mare comunitate, tot n-ar putea să-i reprezinte. Dublarea numărului de parlamentari ar fi un gest, să spun așa. În realitate, lucrurile, dacă le calculăm conform numărului de români din țară, că la 80.000 este un deputat sau un senator, nu știu exact. Da, la 63.000 exact, de locuitori este un deputat, exact, și un senator la 168.000. Exact. Și acolo, dacă avem 800.000 de cetățeni români posesori de pașapoarte CRDS, exact, și sunt reprezentați de 4, da, deputați și 2 senatori, înseamnă un, da, senator la 400.000. Da, doar că vedeți că vorbim de cele 5-6 milioane. Ce se întâmplă? Când eram la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, noi am făcut nu neapărat un recensământ, pentru că ne-a fost și cred că este imposibil oricare instituții de stat din România. Dar am făcut un fel de o analiză destul de amănunțită, bazată pe informațiile pe care le-au transmis cei din ambasade și de la consulate, în baza statisticilor pe care le-au țările respective, pornind de la cel mai jos nivel până la cel mai de sus. Și am constatat aceste cifre. Plecând de la aceste cifre, care, repet, sunt niște cifre oficiale, sunt niște cifre prezentate de către fostul ministru al Românilor de Pretutindeni, membru al guvernului, asumate de către fostul guvern. Deci, cu siguranță, astăzi, pe masă, putem să vorbim despre asta. Putem să vorbim despre comunitățile istorice, Republica Moldova, românii din Serbia, din Ucraina, da, și din Bulgaria, că sunt în jur de 5 milioane, și putem să vorbim de românii din diaspora economică, așa cum îi spunem noi, cei care au plecat de după 1990 pentru un trai mai bun, unde sunt aproape 4 milioane și jumătate. Aici, evident, intră și cei care au plecat înainte de 1990, care au putut să plece sau, în fine, aveau rădăcini, să spunem, în țară. Deci, iată că cifrele le avem. Cu siguranță, dublarea, așa cum am spus, ar fi un gest. Dar numărul de parlamentari pentru românii diaspora, cu siguranță, ar trebui să fie mult mai mare. Dar, pe lângă asta, ar trebui să avem mult mai multe consulate, pentru că sunt distanțe destul de mari între comunitățile de români și consulate sau ambasade. Adică ar trebui o dimensionare reală vis-a-vis de problemele pe care le au românii de pretutindeni. Revenind un puțin la problemele lor, o problemă care a fost rezolvată, din nou paradoxal, de un guvern de stânga, în Parlament de altfel, de, mă rog, putem spune partid de stânga, pentru că atunci era în opoziție, pare social-democrat, prin scoaterea taxelor. Da, da, da. Deci, din momentul respectiv, românii nu au mai plătit taxe pe diferite documente și acte pe care mergeau la ambasadă sau la consulat să le facă. Revenind în situația de față, am văzut și am primit și noi la redacție o grămadă de solicitări, de sesizări cu privire la repatrierea multor români care vreau în momentele alea în care le era foarte greu acolo, în cele două luni, da, 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 de stare de urgență, să revină acasă. La început, guvernul cumva a ezitat din ce am observat, însă după aia trebuie să recunosc că au fost câteva zeci de ceartere, cred, pentru că am primit și de la români, apoi am primit feedback și ne-au spus, da, uitați, într-adevăr, și în urma solicitărilor noastre, a ambasadei, a comunităților, a asociațiilor și a celorlalți din mass media, guvernul a trimis și a repatriat. Cu siguranță se putea face mult mai bine sau se putea acționa mult mai repede. Pe de altă parte, trebuie să vedem și ajutorul pe care trebuie să-l oferim românilor din comunitățile istorice. Da, nu vorbim doar de Republica Moldova, da, da, vorbim și de românii din Serbia, vorbim de românii din Ucraina, care trebuie la rândul lor ajutați. Fie că vorbim de măști, fie că vorbim de, eu știu, dezinfectanți sau ce alte lucruri mai au de trebuință. Și nu vorbim doar de români, doar de persoane fizice, vorbim și de persoane juridice, fie că vorbim de asociații, dar mai mult de atât, că tot vorbim de începerea școlii, vorbim de școlile românești. Da. Școlile românești care sunt atât în Serbia, cât și în Ucraina, nu mai zicem de cele din Republica Moldova. Păi și acolo ar trebui guvernul să se îndrepte. În Republica Moldova, într-adevăr, au fost niște ajutoare umanitare, așa cum le-au denumit, care înțeleg că sunt verificate de Curtea de Conturi, mă rog, fiind găsite niște mici chestiuni. Însă nu trebuie să uităm și de ceilalți. Revenind la ce înseamnă partea de tineri și spunând și dumneavoastră despre USR și Plus, practic ce vedem astăzi? Falimentul celor
două partide mari istorice vis-a-vis de o politică pentru tineri, pentru că ele nu au mai fost și nu mai stat atractive. De aceea majoritatea tinerilor s-au dus către, mă rog, acest partid nou apărut, sau, mă rog, Alianța cu Plus acum, da, din 2016, pentru că venea cu altceva. Că vrem să recunoaștem, că nu vrem să recunoaștem, anumite mesaje și le-au păstrat. Vedem și astăzi, deși ei susțin guvernul, anumite chestiuni care nu le convin, imediat vin și le pun pe tapet sau atacă guvernul. De aceea, apropo de surprize, eu cred că ei vor furniza câteva surprize la locale destul de importante, pentru că, așa cum spuneam, românii nu uită. Așa cum ne-am fi imaginat niciodată prezența de la alegeri câteodată. Noi eram obișnuiți undeva la 30-35%, 37%. Au fost prezențe care au depășit chiar 50%. De aceea, cred că înnoirea partidelor politice, în mod real, atât cu oameni din diaspora, nu doar tineri din diaspora, cu oameni din diaspora, dar și cu tineri din țară pe care să-i promoveze, evident, care să aibă experiență, atenție, nu putem să punem un tânăr care are experiență într-o poziție, pentru că, Doamne ferește, poate greși, da? Sau poate cineva să-l manipuleze într-un sens negativ. Partidele au nevoie de asta, pentru că altfel ele nu vor mai crește. Dacă nu vin tineri din urmă care să crească, să ajungă în structuri, să conducă organizații locale, județene, naționale, să ajungă în structurile administrației locale sau centrale, partidele acelea, la un moment dat, vor dispărea. Nici ei n-au încredere în clasa politică, atunci o să intervină un absenteism total, exact, al implicărilor în, exact, această activitate. Sau toți, sau, da, majoritatea se vor duce către partidele nou create, care au un pol către, așa cum din nou vorbim de USR, care din start ei s-au poziționat pe zona de online, pe zona de social media. Exact. Adică despre asta vorbim, e clar, acolo s-au, da, dus. Da. N-aș vrea să trec peste un aspect important apropo de guvern și apropo de tot ce înseamnă pandemie. O să ne mai întâlnim cu siguranță și în alte emisiuni. Eu sunt convins că anul viitor care va veni, indiferent ce guvern va fi, dar cel mai probabil va fi un guvern de dreapta, mă rog, Partidul Național Liberal, că USR-ul nu putem spune că e de dreapta, că dar și din programul politic e de stânga total, va veni cu două lucruri. Unul cu pe zona bugetarilor, sunt convins că vor fi tăiate posturi de la bugetari, și doi la mână, creștere de taxe. Este o părere a mea personală, dar ferească Dumnezeu să se întâmple, exact, lucrul ăsta, însă, mai ales că se anunță o criză economică, exact, major, însă vom, păcate, vedea, pentru că, da, să nu uităm, de la 1 ianuarie vor începe să curgă și ratele românilor care acum cumva sunt suspendate sau înghețate. Și așa cum spunea și colegul de platou, majoritatea proiectelor sunt de fapt niște credite de la 1 ianuarie, la fel, chiar dacă dobânda cumva e mică sau e subvenționată de stat, dar tot trebuie să dai banii înapoi, cumva. Corect. Domnule Tudor Tim Ionescu, pentru sectorul 6, venim la campania electorală. Ce vizați, ce programe, proiecte aveți în prim plan? Ce, eu știu, elemente deficitare a sesizat în acest sector? Ce îmbunătățire ați putea aduce? Ce le-ați oferit cetățenilor pentru un trai mai bun și, bineînțeles, pentru o deplasare mai adecvată, pentru, din cauza că există acolo străzi care sunt neasfaltate, alei și așa mai departe, locuri de parcare. Sunt convins că ați identificat toate aceste aspecte și ce preconizați să faceți în cei 4 ani de mandat, în care sper să fiți ales primar al sectorului 6 București. Mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta și ambina aspectele la nivel național, care sunt atât de importante, și internațional pentru comunitatea românilor din afara granițelor, cu aspectele acestea locale, mergând chiar la firul ierbii în mijlocul și în sânul comunității. Sectorul 6, după cum vă spuneam, are un potențial fantastic de dezvoltare și a stagnat în toți acești ani. Nevoile sectorului 6, dacă m-aș apuca să vă spun planurile pentru sectorul 6, aș dovedi o necunoaștere a specificității sectorului. Pentru că sectorul 6 are niște cartiere care au niște nevoi extrem de diferite. Și dacă plecăm, de exemplu, din Giulești sau Giulești-Sârbi, unde încă există în anul 2020 străzi neasfaltate și fără utilități,
Avem un cinematograf giulești de o valoare și culturală, dar pentru comunitate iarăși neexploatată și care acum este un simplu depozit de fiare, lemne și în paragină, lângă care este și o piață dezafectată. Deci acel centru și acel cinematograf trebuie redat comunității din Giulești în sensul creării a ceea ce eu numesc centru pentru comunitate, adică un centru unde să avem de la un cabinet medical până la viața, dezvoltarea și posibilitatea de dezvoltare a vieții sociale pentru toate segmentele de vârstă, zona educațională, o zonă de proiecție și de discuții culturale și în spate o zonă sportivă care iarăși infrastructura sportivă în toate cartierele din sectorul 6 este deficitară și precară. Mergând mai departe, în Crângaș. Crângaș, unde ne confruntăm pe de o parte cu lipsa unei reabilitări a tuturor blocurilor care sunt, care sunt acolo, ne confruntăm cu o penurie de apă caldă și de încălzire în toate cartierele și de fapt în tot Bucureștiul. Acesta, dacă vreți, ar fi un proiect pe care l-aș propune pentru întreg sectorul, pentru că, și aici mă voi folosi de experiența de consilier general, să nu uităm, Bucureștiul are numai puțin de 4.000, subliniez, 4.000 de kilometri de țeavă, 1.000 principală și 3.000 secundare, care sunt îngropate în pământ și care sunt țevi care trebuie schimbate. Având în vedere că în ultimii 30 de ani s-au schimbat circa 260 de kilometri, dacă am menține acest ritm pentru a schimba toată dimensiunea și toate cele 4.000 de kilometri de țeavă, am avea nevoie de, știți cât? 480 de ani. Haideți să zicem că nu sunt 480 de ani. Să zicem că mergem la un ritm de 10 ori mai rapid. Ne trebuie 48 de ani. Păi ce să vedeți? În momentul în care terminăm peste 48 de ani cu modernizarea și schimbarea tuturor țevilor, păi trebuie să o luăm de la rând, de la capăt. Și să o luăm de la început, pentru că au deja 50 de ani. Și atunci, propunerea mea este să nu mai îngropăm banii în pământ și să finanțăm soluții care sunt adoptate în foarte multe orașe din Europa, și anume finanțarea din partea primăriei, care oricum finanțează acum, subvenționează gigacaloria, da? Să finanțăm instalarea centralelor de apartament. Pentru că această variantă ne permite o soluționare rapidă și imediată a problemei furnizării de apă caldă și de încălzire pe care am avut-o și în această lună, sau mă rog, în această vară, mai bine spus, cred personal că eu am adunat în total 30 de zile în care n-am avut apă caldă. Dacă iau toate, toate odată o săptămână, odată două săptămâni, odată trei zile, dacă le adun pe toate, așa, cred că sunt la 30 de zile. Cu atât mai mult cu cât ni se spune pe bună dreptate că trebuie să ne spălăm pe mâini, trebuie să avem o igienă corporală constantă, da, toate aceste elemente. Bun. În Crângaș este foarte clar, deci, această problemă și continui să insist pe reamenajarea lacului Morii, care este și a insulei de pe lacul Morii, care ar permite și dezvoltarea unui potențial turistic, o zonă de agrement și de sport. Specificitatea cartierelor din sectorul 6 este aceea că lipsește cu desăvârșire un loc sau lipsesc locurile unde să-ți petreci timp în aer liber, nu doar în mall-uri, nu doar în spații închise, și acest lucru este ceea ce vreau să dezvoltăm. Dacă mergem mai departe, continuăm drumul și plimbarea noastră prin sectorul 6, mergem către zona militară. Zona militară care este de fapt calea de acces către România, da? Prin bulevardul Iuliu Maniu, care este de departe cel mai aglomerat bulevard din Europa și cel mai poluat și care are un trafic, dar care este cel mai prost trafic pentru sectorul 6, adică este un trafic de tranziție. Sunt persoane care intră prin sectorul 6 având treabă în alte locuri din București și care nu fac decât să îngreuneze deplasarea locuitorilor din militari și din sectorul 6. Aici există o alternativă care va permite degrevarea bulevardului Iuliu Maniu și a bulevardului Preciziei și a bulevardului Timișoara de traficul pe care îl
îl au în acest moment, iar acea alternativă este strada liniei. Strada liniei este fosta cale ferată, care în continuare este cale ferată, care pleacă de la Răzoare și merge aproape 5 km până la șoseaua de centură. Amenajarea acestei străzi a liniei, pe care eu în Consiliul General am susținut-o prin vot, să facem acest proiect și să-l transformăm în bulevardul liniei, care să fie un bulevard cu mijloc de transport în comun, mă refer la o variantă de metrou ușor, da? Un tramvai care să circule, exact, cum este linia 41, cu o pistă paralelă de biciclete, excelent, cu spațiu verde și cu zonă pietonală, va permite degrevarea atât a bulevardului Iuliu Maniu, cât și a bulevardului Timișoara și Preciziei, cu până la 30%. Mai departe, dacă mergem pe zona de drumul Taberei, drumul Taberei necesită o regenerare urbană. Blocurile din jurul de pe Potcoavă, cum îi spunem noi, Potcoava, drumul Taberei, sunt niște blocuri care au grădini absolut în paragină, care sunt de fapt doar niște porțiuni de pământ, dar unde propunerea mea este să venim în subteran cu un set de parcări subterane și deasupra grădinile să fie amenajate, astfel încât niciun cetățean din tot sectorul 6, îndrăznesc să spun, să nu trească să se deplaseze mai mult de câteva minute, 5 minute, până să ajungă la un spațiu verde. De asemenea, reabilitarea termică este o problemă pregnantă și în drumul Taberei, dar la care eu vreau să adăugăm ce? O reabilitare energetică. Consumăm foarte multă energie anapoda. Da? Sunt pierderi pentru noi și dăunătoare mediului înconjurător. Și după cum probabil că știți, agenda mea este una prioritară în ceea ce privește mediul înconjurător. De aceea vreau și o reabilitare energetică care să însemne o reabilitare a lifturilor, o schimbare a sistemului de iluminat, care să fie unul adaptat posibilităților de consum redus a secolului 21, unde să plătim mai puțin la factură și să fim mai respectoși cu mediul înconjurător. În termin, în zona Ghencea, cu prelungirea Ghencea, unde este că le cunoaște, și unde am fost chiar săptămâna trecută, da, pe teren, unde primul tronson a fost asfaltat și se poate circula pe primul tronson pe 4 benzi și trebuie să mergem până la șoseaua de centură. Iar în apropierea șoselei de centură avem pe partea dreaptă, în cartierul Latin, cum îi spunem, avem șantierul nostru al primăriei municipiului București prin trustul de construcții, unde construim numai puțin de 600 de apartamente pentru tineri și pentru pentru cazurile sociale. Deci iată că am susținut și acest proiect și îl susțin în continuare din funcția de consilier general și înțeleg cât de benefic și cât de util este să-l facem și să-l continuăm la nivelul primăriei sectorului 6, că pentru că este o dezvoltare imobiliară foarte mare, dar care trebuie susținută de ce? De o creare de infrastructură, de acces și de utilități care să vină în sprijinul cetățenilor, de o dezvoltare de creșe în chei parcursul, să zicem, pe care îl facem prin sectorul 6, pe de o parte cu regia, da, cu zona Politehnicii, care este un pol educațional și de cercetare și este, poate să reprezinte exact ce am discutat în toată această emisiune, o veritabilă pepinieră de talente și de proiecte de dezvoltare a sectorului 6, a Bucureștiului și a țării. De aceea vreau ca în primăria sectorului 6 să înființăm o direcție de cercetare și inovare care să fie în permanentă conexiune cu Politehnica și care să sprijine toți acești studenți care au idei și proiecte fantastice cu care câștigă chiar premii la concursuri internaționale pentru a-și implementa aceste proiecte în sânul comunității. Și cartierul Brâncuș, un cartier nou din 2005, un cartier care s-a dezvoltat inițial ca 1680, dacă nu mă înșel, 1700 de apartamente destinate tinerilor de până în 35 de ani, dar care iată că a început să se dezvolte din ce în ce mai mult și care duce de asemenea lipsa, are un singur punct de acces către acest cartier. Străzile, străduțele sunt destul de mici și acolo trebuie să intrăm cu niște autobuze mai mici pentru a putea asigura fluxul de transport în comun și trebuie neapărat să ne înțepăm, cum zicem în partea aceasta urbanistică, să ne înțepăm în bulevardul Timișoara pentru a degreva tot ce înseamnă Valea Ialomiței, Valea Argeșului, exact, și toate
toate străzile de acolo. De asemenea, suntem din păcate în sectorul care are cel mai mic număr de creșe din toate exact sectoarele din București. Trei creșe, atât. Și lipsește un spital. Noi și lipsește un spital. Vreau să, în toate cartierele despre care v-am spus proiecte concrete pentru fiecare din aceste cartiere și ați văzut că fiecare au nevoi diferite, vreau să construim minimum două creșe și o grădiniță. Și un alt lucru care mă supără foarte mult este că nivelul burselor pentru elevi este cel mai mic din toate cele șase sectoare. Este inadmisibil ca în Bucureștiul anului 2020 să avem o disparitate a viitorului țării noastre, practic, despre asta vorbim, cu disparități de burse. Și pentru că făceați referire și cu asta voi încheia, atât din punct de vedere al dezvoltării mediului, avem parcul serelor, de fapt zona serelor, unde să dezvoltăm un parc veritabil, pentru că în sectorul 6 avem două parcuri și jumătate, îndrăznesc să spun, adică avem drumul Taberei, Crângașul și o variantă pe Bulevardul Timișoara între cele două centre comerciale, dar care este foarte mic și avem nevoie de mai mult spațiu verde. Și în Consiliul General, într-adevăr, am votat pentru construirea unui nou spital, unui spital, pentru că în sectorul 6 nu avem niciun spital. Pare ireal, dar este adevărat. Cetățenii sectorului 6 trebuie să mergem și să plecăm din sectorul nostru pentru a putea avea acces la un spital. Este de neacceptat așa ceva. Am susținut prin vot în Consiliul General, de aceea vin la primărie să construim un astfel de spital. Din punct de vedere al digitalizării? Din punct de vedere al digitalizării stăm foarte, foarte prost. Cereri trimise, sesizări trimise către primărie, nu se răspunde, se răspunde tardiv și nu se răspunde la obiect. Tocmai de aceea, în primii 10 colegi pe care îi regăsiți în echipa de consilieri locali, pe care îi veți regăsi pe poziția numărul 3 pe buletinele de vot în 27 septembrie, avem doi băieți, cum le zic eu, doi băieți IT-iști, unul de 27 de ani și unul de 29 de ani, Ionuț și cu Gianni, care și-au propus ca proiect principal, pe de o parte, digitalizarea din punct de vedere al fluidizării traficului, pentru că și aici sistematizarea nu există a semafoarelor, dar pe de altă parte digitalizarea administrației publice locale, pentru că în această perioadă în care am văzut cât de important este să poți să nu trebuiască să te duci fizic și să depui dosarele cu șină, știți cum glumim întotdeauna. Suntem încă în anul 2020, exact, în epoca dosarelor cu șină. Aceste lucruri ni le propunem să le realizăm și asta se vor realiza în primele 6 luni, dacă nu în primul an de mandat. Cred că discuția vis-a-vis de București de sector este una destul de amplă. Poate de ce nu ar trebui să analizăm dacă mai este oportună organizația asta cu 6 sectoare și un primar general. De ce nu? Poate bucureștenii ar trebui să decide o altă formă. Dar dincolo de asta, apropo că vorbim de alegeri și de administrație locale, eu aș vrea ca Bucureștiul să arate ca sectorul 3. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că locuiesc, sunt născut, crescut în sectorul 3, dar credeți-mă, lucrurile în sector s-au schimbat foarte mult. Și asta nu de acum 4 ani sau de acum 6 ani sau recent. S-au schimbat pentru că acolo au fost oameni și în prezent e un primar care chiar face treabă. Dincolo de alte lucruri sau alte chestiuni, mulți din sector povestesc că se întâlnesc cu primarul fie în scara blocului, fie pe stradă, fie pe trotuar. Numele lui e Robert Negoiță. E un primar foarte cunoscut, e un primar care chiar a făcut și cu siguranță oamenii vor aprecia sau nu vor aprecia la vot în 27 septembrie, însă eu așa mi-aș dori. Și atunci când merg spre Pitești pe bulevardul de care vorbea colegul și când, eu știu, merg spre sectorul 2 sau spre sectorul 4. Corect. Domnule Tudor Timonescu, de ce trebuie să voteze, ce le oferiți, bineînțeles, din punct de vedere instituțional, cetățenilor din sectorul 6, în 40 de secunde? Atât mai avem. În 40 de secunde au 4 ani și jumătate de mandat de consilier general în care am produs această schimbare despre care vorbim cu toții că ne-o dorim. Tocmai de aceea, alături de o echipă tânără, știm ce avem de făcut. Avem proiectele despre care v-am vorbit până acum și pe care vi le-am prezentat, astfel încât din prima zi de mandat să ne apucăm să implementăm aceste proiecte și să dezvoltăm fiecare din cartierele sectorului 6
pentru a fi într-adevăr sectorul în care, așa cum s-a spus, să ne facă plăcere să trăim, să locuim și să ne construim și să ne dezvoltăm viețile. Vă doresc succes, mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc telespectatorilor, bună seara!